Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale, calea spre mântuire. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viac. Iubiți frați și surori într-un Hristos, să dea Dumnezeu ca întreaga viața noastră să fie o odă de laudă și de cinste adusă lui Dumnezeu, da? Pentru că iată, suntem în Duminica tuturor Sfinților și hai să recunoaștem și noi. Ne dorim, chiar dacă nu avem curajul să ne dorim până la capăt, sau ni se pare prea sus idealul acesta, ne dorim să devenim sfinți. Nu-i așa? Degeaba trăim pe pământul acesta dacă nu am reușit să ne sfințim viețile. Și de aceea noi venim la biserică, de aceea noi ne spovedim, ne împărtășim, ne rugăm, încercăm să ținem posturile, încercăm să facem fapte bune, da? Și să fim oameni al lui Dumnezeu, pentru că vrem ca Dumnezeu să ne sfințească viețile. Dragii mei, astăzi este Duminica tuturor Sfinților, pentru că, vedeți, biserica știe și recunoaște că există mult mai mulți sfinți acolo sus în cer pe care nu-i cunoaștem, de care nu știm și pe care nu i-am putut trece, al căror nume nu le-am putut trece în calendare, da? Vedeți, când ne uităm în calendar, vedem că sunt o grămadă de nume. Ei bine, sfinții sunt cu mult mai mulți și sunt neștiuți mulți dintre ei. Și de aceea, ca să fie și ei pomeniți, ca să fie și ei cinstiți, cum se cuvine, de către biserică, de către noi cei ce luptăm aici pe pământ pentru a dobândi mântuirea, s-a hotărât ca să existe o astfel de zi. O zi a tuturor sfinților. Dragii mei, astăzi am să mă ocup și am să dezvolt doar o singură idee pe care doresc să o punem la inimi, cu toții. Și anume ar fi aceasta. Când să mărturisim și când să tăcem? Și uitați, exact așa începe Evanghelia de astăzi. Matei 10, 32, 33 ne spune așa. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Deci Dumnezeu, prin aceste versete, ne cere să îl mărturisim pe Dumnezeu pe pământ. Să mărturisim că îl iubim și că încercăm să ascultăm de poruncile Lui. Dar sunt momente în care trebuie să tăcem. Sunt momente în care ar fi bine să nu lovim cu barosul cuvântului dumnezeiesc în capul aproapelui nostru. Și am să vă spun despre, am să detaliez acest subiect. Să știți că Hristos nu ne cere să cutreierăm piețele și drumurile. Și pe unde întâlnim oameni să strigăm, hei, eu cred în Hristos! Să sperie și cade pe jos, da? Nu, așa fac numai sectanții. Creștinii ortodoxi nu sunt chemați să procedeze așa, ci să mărturisim că suntem creștini doar atunci când oamenii ne-o cer. Fiți atenți că aici e o nuanță foarte fină și greu de detectat. Când oamenii ne cer și ne întreabă, mă, tu crezi în Dumnezeu? Atunci să ai curajul să zici, da. Eu nu doar că cred, îl și iubesc pe Dumnezeu. Și vreau să-L slujesc toată viața mea pe El. În momentul acela să mărturisești. Dar nu să te trezești tu, tamnesam, și să-i spui tot felul de critici despre viața Lui, cum că Dumnezeu nu-i de acord cu felul cum trăiește sau să judești tu viața lui și să-i spui într-un fel sau altul. Nu, Dumnezeu ne cere să tăcem dacă El nu ne cere să vorbim. Uitați, vă dau exemple din viețile sfinților. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie spune istoria că era general în armata statului idolatru roman.
Era general, gândiți-vă. Și nu a mărturisit public că el este creștin decât când i s-a cerut lucrul acesta. Până atunci, el își trăia liniștit și fericit credința. Probabil toți soldații din jurul lui știau că el este creștin. Pentru că vedeau viața lui frumoasă. Vedeau comportarea lui dreaptă. Dar, în momentul în care s-a cerut să își mărturisească credința, a făcut-o cu curaj. Sfântul mare mucenic Gheorghe, de asemenea, și el a mărturisit pe Hristos și credința doar când i s-a cerut lucrul acesta. Ei bine, haideți să facem o diferențiere clară între mărturisirea lui Hristos care se face cu puterea Duhului Sfânt și pe care ne-o cere Dumnezeu tuturora și între mărturisirea lui Hristos care se face cu puterea patimilor noastre, adică din fanatism. Deci, mărturisire adevărată sau fanatism religios? Să facem diferența aceasta. Și în primul rând, mărturisirea cea adevărată a lui Hristos se face cu dragoste față de adversarul, între ghilimele, nostru. Adversarul credinței noastre. Să ai dragoste față de omul necredincios din fața ta. Întâiul mucenic Ștefan zice că atunci când le vorbea dușmanilor lui Hristos, avea fața strălucind ca a unui înger, cum ni se spune în Faptele Apostolilor, capitolul 6 cu 5. Și gândiți-vă câtă dragoste avea el în cuvinte și bunătate atunci când le vorbea despre Hristos dușmanilor săi. Pentru că îi strălucea fața. Deci nu era încruntat, nu era mânios, nu era scârbos, nu era aprig, cu față de cremene, da? Ci avea o față luminoasă și plină de bucurie. Sfântul mucenic Haralambie a fost legat cu frâu de gură și târât ca o fiară sălbatică prin piața publică și pe drumuri. I-au bătut cuie în gură, gândiți-vă, și i-au trecut sulițe de fier prin piept. Iar acesta îi striga pe călăii săi din inimă și se vedea lucrul acesta pe față. Frații mei! Frații mei! Cu inima. Vedeți? Nu-i blestema, nu-i înjura, nu se uita urât la ei. Avea dragoste față de dușmanii credinței. Așa trebuie să-L propovăduim pe Hristos, cu dragoste. Și trecem la celălalt tip de propovăduire pe care nu îl acceptă biserica și Dumnezeu îl respinge. Fanatismul. Știți în ce se transformă foarte mulți creștini? În niște mici dictatori. Dictatorii iubesc să dicteze, da? Să reformeze viețile celor din jurul lor. Să le zică, aia n-ai făcut bine, aia n-ai făcut bine, tu te duci în iad, tu flăcările iadului, tu te duci în tartar, tu te duci și acolo cu toți dracii, da? Asta e dictatorii, zice, că se jerfesc pentru credința lor omorându-și dușmanii. Omorându-și dușmanii. Se face propovăduirea aceasta cu sfidare, cu desconsiderare, cu ură față de adversarul nostru. Și lui Dumnezeu nu-i place lucrul acesta. Spune Sfântul Nectarie de Eghina următorul lucru. Fanaticul își întipărește crezul său cu furie și cu violență. Este ca și cum ai împinge la vale o stâncă imensă care în cădere distruge tot ce întâlnește în cale. Fanaticul, după ce îl predică pe Hristos oamenilor, se uită în jur și nu mai este nimeni. A distrus pe toți din jur. I-a făcut pe toți triști în ziua aia. I-a nenorocit pe toți. Asta face fanaticul. E bine, nu avem libertatea de a mărturisi oriunde și oricum Sfântul nume al Domnului nostru, ci atunci când există doar un motiv. Există momente în viața omului necredincios când el poate să asculte cuvântul. Când e trist și supărat, i-a murit cineva drag, atunci du-te-l și încurajează-l. Când e fericit că i s-a născut un nepot, când e fericit că și-a găsit de lucru,
când, nu știu, când trece prin probleme financiare, atunci du-te și ajută-l și vorbește-i despre Dumnezeul care te-a ajutat și pe tine. Există momente, nu oricând putem vorbi despre Dumnezeu, pentru că dacă oricând vorbim, cum fac sectanții, în momentul acela încălcăm una din poruncile lui Dumnezeu. Uitați, în Ieșire 20:7 ni se zice așa: să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Lui. Adică tu în momentul acela folosești numele lui Dumnezeu degeaba. Degeaba. Adică nu te ascultă, are urechile închise. El e cu sticla de bere în față, vrea să se, se chelchelească, vrea să chefuiască în ziua aia, da? Și tu îi vorbești de Dumnezeu. El nu te ascultă, nu te aude. Mai bine taci în momentul acela. Taci și du-te mai departe. Dar sunt momente în care trebuie să vorbim. Și atunci Dumnezeu lucrează în viața aproapelui nostru. Când un altul nu are dispoziție să asculte învățătura sfântă a bisericii, nu are niciun rost să stăm și să-l învățăm cu forța, ci va trebui să trecem și să tăcem și să ne ridicăm și să plecăm. Iată cum a făcut, de exemplu, Sfântul Apostol Pavel în Areopagul din Atena. În Fapte 17 ni se povestește. S-a dus și le-a predicat la filozofii de acolo și le-a vorbit despre un Dumnezeu necunoscut. Acel Dumnezeu necunoscut este de fapt Iisus Hristos, pe care El îl predică lor. Și erau curioși filozofii, stăteau așa cum în ambarbă și l-ascultau pe Sfântul Pavel. Și la un moment dat Sfântul Pavel le zice că Iisus a fost răstignit și a înviat. Aia nu le-a mai convenit. Și le-a zis că Domnul cel înviat o să-i judece și pe ei într-o zi. În momentul acela s-au ridicat filozofii și au zis: nu, despre aceste lucruri te vom asculta altă dată. În momentul acela Pavel și-a dat seama: hei, nu are rost să mai insist. Atâta pot ei duce. Momentan. S-a ridicat și el și a plecat din acel loc. Ei bine, zice istoria că imediat după aceea predica Sfântului Pavel, care poate fi considerată un eșec. Da? Un eșec. Pentru că a fost alungat din Areopag. Nu a mai fost lăsat să vorbească. Ei bine, totuși au fost 3 sau 4 oameni care s-au întors la Dumnezeu. Vedeți? Sfântul Pavel a știut când să se oprească și dacă nu se oprea la timp, nu se mai întorcea nimeni la Dumnezeu. Este unul dintre aceștia, este Sfântul Dionisie, da? Și mai sunt și alții. Ei bine, trebuie să știm când să vorbim și când să tăcem. Pentru că dacă vorbim cu oameni batjocoritori, cu oameni care râd de Dumnezeu, știți ce facem? Ne învață Iisus. În Matei 7:6: nu dați cele sfinte câinilor, nici nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și întorcându-se să vă sfâșie. Să știți că eu însumi primesc multe întrebări de la unul sau de la altul. Și eu nu caut să văd, băi, eu știu să răspund doar la întrebarea asta, că știu să răspund la toate întrebările, slavă Domnului. Și dacă nu știu, mă informez și dau răspunsul mai târziu. Dar caut să văd cel ce mă întreabă, oare vrea să se întoarcă la Dumnezeu? De aceea mă întreabă. Sau pune doar așa o întrebare ca să râdă de răspunsul meu. Și momentul în care îmi dau seama că el e curios și vrea să afle mai mult de Dumnezeu, păi îi spun multe și vorbesc cu el mult. Dar în momentul în care îl văd, măi, omul ăsta n-are nicio treabă cu Dumnezeu, închei subiectul repede și mă duc mai departe. Nu merită să-i dau un răspuns detaliat și să mă strofoc să-i dau multe detalii unui astfel de om. Pentru că el nu-i gata să primească. Așa a făcut și Iisus Hristos, să știți. În Luca 23:9 îl vedem pe Hristos că nu-i spune niciun cuvânt cui? Împăratului Irod. Era aproape să moară Iisus Hristos, era aproape de calvar, de cruce, și Pilat îl trimite la Irod să-l judece și el. Și Irod, zice Scriptura, că i-a pus multe întrebări lui Iisus și vrea să vorbească. El era cu sticla de vin în mână, n-o zi Iisuse și mai dădea câte o dușcă, da? Zice Biblia că Iisus nu i-a spus nimic. S-a uitat în ochii lui ca în ochii unui mort. Și nu i-a spus.
De ce nu i-a vorbit Iisus? Cu Pilat a vorbit o grămadă. Și cu Irod, deloc. Pentru că știa că nu va primi răspunsurile lui, știa că nu vrea să fie convertit Irod și știa că Irod avusese pe cel mai bun învățător, pe cel mai mare profet în închisoare, dedesubt acolo, la casa lui, la castelul lui, îl avuse pe Ioan Botezătorul. Și dacă n-a ascultat de Ioan Botezătorul, ce rost mai avea să-i vorbească și Iisus Hristos? Ei bine, învățăm astăzi că trebuie să-L mărturisim pe Dumnezeu. Dar doar atunci când ni se cere, da? Și să vorbim doar cu inimile deschise despre cât de mult îl iubim noi pe Dumnezeu. Pe ceilalți să-i tratăm cu dragoste și cu iubire, că poate faptele noastre îi vor schimba și le vor atinge inima. Amin. Amin.